În alt preț, Sfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, s-a aflat duminica aceasta în mijlocul obștii mănăstirii Strunga din județul Constanța. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal. Ori de câte ori poposim la această mănăstire, avem emoția întâmpinării unor jertfe frumoase. Iată, aici, lângă sala de mese bine dotată, se află deasupra și acest arhondaric generos pentru oaspeții care vin să poposească peste noapte. Este bucuria adusă ca ofrandă Maicii Domnului anul acesta de Maica Stareță Filareta. Suntem bucuroși când bisericile se împodobesc și se înzestrează cu cele necesare ca să fie primitoare. Ne-am adunat în această catedrală a Dobrogei de Sud, reprezentativă în viața monahală, Maica situndu-se la rang de frunte în realizările pe care le-a făcut cu ajutorul Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a oamenilor care ați înconjurat totdeauna cu înțelegere, cu credință și cu fapte mărețe ale credinței. Mănăstirea construită pe locul unei foste așezări rurale este astăzi un important centru zonal de asistență pentru persoanele nevoiașe. Ne bucurăm că Înalpea Sfințitul vine cu dragoste în mijlocul nostru, dându-ne binecuvântări, încurajându-ne, încât aproape că chiar nu ne cunoaștem vârsta. Pentru că dacă ne-am cunoaște vârsta, ne-am considera în vârstă și bătrâne și n-am mai avea elanul de a duce ascultările la bun sfârșit. Din sărăcia noastră ajutăm pe cei care au nevoie, atât copiii bolnavi, cât și bătrâni și pe cei care ne calcă praguri și sunt în nevoință. Pentru că, așa cum Înalpea Sfințitul ne-a îndemnat, dăruind vei dobândi. În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie a hirotonit un preot.